Bună dimineața tuturor și bine v-am găsit, bine ne-am regăsit într-o zi de sărbătoare. Pe aceste locuri, cândva aflate la marginea Bucureștiului, în urmă cu 175 de ani, pompierii au făcut istorie cu sabia în mână. Jertfa lor supremă pentru patrie, pentru tricolor, pentru libertate, a încărcat conștiința națională cu simbolism și speranță. A fost ultima bătălie dintre trupe românești și otomane dată pe teritoriul național. A fost bătălia care a prefațat gloriosul război de independență. Parafrazând un istoric, bătălia din dealul Spirii a anunțat Europei hotărârea românilor de a-și dobândi independența, chiar și cu prețul sacrificiului suprem. Iar tunurile de la Calafat, Vidin, Smârdan, Grivița 1, Grivița 2 și Plevna au consfințit independența înnobilată de sângele eroilor căzuți pentru patrie și pentru independența ei, unei tradiții care a mers până astăzi. O tradiție înnobilată de sângele celor care au căzut atunci în dealul Spirii, dar și de jertfa tuturor pompierilor salvatori care de-a lungul celor 175 de ani și-au dedicat profesia și nu de puține ori viața pentru semenilor, pentru patrie. Am avut recent ocazia să discut cu pompieri salvatori la patul lor de îngrijire după accidentul de la Crevedia. Și am constatat odată în plus umanismul lor, solidaritatea, dragostea pentru această profesie, hotărârea de a sta în prima linie, de a se întoarce din nou pentru a-și practica meseria în slujba semenilor. În fața tuturor pompierilor români, tuturor celor care au servit sub drapel, tuturor celor în fața cărora trebuie să ne înclinăm memoria, în fața celor care astăzi servesc semenii, dați-mi voie nume personal, dar și numele Ministerului Afacerilor Interne, să mă înclin cu respect și recunoștință. Doamnelor și domnilor, ceea ce pentru mulți dintre noi sacrificiul, riscul, provocările extreme sunt evenimente senzaționale, ieșite din comun, pentru pompierii salvatori înseamnă viața de zi cu zi. Lună cu lună, misiune cu misiune, salvare cu salvare. Profesionalismul pompierilor români, expertiza lor, modul în care se organizează, rezultatele lor au devenit brand de țară și ambasadori ai României în Europa și nu numai. Cum știm cu toții, și anul trecut, și anul acesta, pompierii români au fost solicitați să intervină în Grecia, în Franța, pentru stingerea incendiilor, salvarea de vieți omenești, în cadrul mecanismului european pentru protecție civilă. Au participat de asemenea alături de autoritățile din Republica Turcă la intervenții extreme, pline de risc, după cutremurile din debutul acestui an. Au salvat vieți de români, dar și vieți de cetățeni ai altor națiuni, probând generozitatea noastră, probând altruismul poporului român. Au fost de asemenea premiați internațional nenumărate competiții, concurând cu pompieri salvatori din toată lumea. Iată de ce pot să spun fără nicio ezitare
că această profesie a devenit un etalon european ca standard de calitate și nu numai, un etalon în lume. Iată de ce pot să spun că profesia de pompier este practicată în România de profesioniști de rang prim, de profesioniști care inspiră și care învață și pe alții din alte părți ale lumii să practice această meserie cu rezultat. Felicitări, recunoștință, sunt cuvinte mult prea mici pentru ceea ce fac acești oameni în fiecare zi. Și de aceea am să mă adresez dumneavoastră direct acum, dragi pompieri salvatori. Vă îndemn și vă cer să rămâneți în prima linie, mâine mai bun decât astăzi, perfecționându-vă permanent, continuând această tradiție nobilă de 175 de ani, ducând mai departe gloria și prestigiul tricolorului și al patriei. Este astăzi și în acest an un ceas aniversar și pentru prima unitate de pompieri înființată la Iași, în urmă cu 188 de ani. Ați făcut istorie, ați făcut tradiție, continuați această tradiție plină de noblețe pentru beneficiul semenilor dumneavoastră și gloria națională. România are nevoie de dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă salut și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc!